Am încercat să-mi dau seama de fapt ce este acest concept de transport de nutrienți. Ori, în momentul în care iei un nutrient cu nutrient, nu se întâmplă nimic. Ca să se întâmple ceva obligatoriu, trebuie să iei nutrientul cu apă. Pentru că apa este solventul de reacție. Până și cea mai bună apă, în medicină, ce înseamnă bine este minimum și ponderatul. Adică corpul, să știți, mai ușor face față la lipsuri decât la abuzuri. Da? Asta se întâmplă și vis-a-vis de medicamente. Am colegi care, în momentul în care nu au rezultate, cresc doza. Este cea mai mare greșeală. În momentul în care nu ai rezultate, trebuie să scazi doza. Am avut norocul să găsesc și să aleg niște aparate care au niște dispozitive care mă ajută pe mine să fac vegetoteste, da, de eficiență pe medicamente, pe remedii și inclusiv pe suplimente alimentare. Deci, ca dovadă, NTCU, bag mâna în foc, are în structura sa o modalitate de a scădea tensiunea superficială din solventul de reacție. Ca dovadă, dacă noi NTCU-ul amestecăm cu apă carpatică, care are o tensiune superficială undeva la 86 de dini pe centimetru, nu îmi va încăpea prin porul celular din membrana celulară. Noi trebuie să înțelegem că fiecare celulă umană, că este colorectală, că e cardiacă, că e hepatică, că e pulmonară, are o membrană. Toate celulele din corpul nostru au o membrană trilamilară, adică lipidă, proteină, lipidă. Sunt două grăsimi. Imaginați-vă o poșghiță, deci ori un disc, ori o sferă care este învelită cu o poșghiță grăsoasă. Prin acea grăsime nu o să-mi treacă apa niciodată vreodată, decât dacă încape prin porul din această membrană. Că această membrană, din alocuri în alocuri, sunt niște pori. Da? Dimensiunea porilor la cele mai mari celule, da, este undeva la 42 de dini pe centimetru, adică dublu decât este apă. Adică la jumătate, pardon, la jumătate decât este apă. Ori niciodată nu se intre o apă cu dimensiune dublă printr-un por la jumătate de mic. Decât dacă apa aceea va fi restructurată. Degeaba noi folosim pastile sau remedii naturiste sau nutrienți care să fie făcuți nano, dacă îi luăm într-un solvent care este uriaș. Tensiunea superficială a solventului va face să-mi încapă sau să nu-mi încapă acele prafuri nano. Băiam fie power, fie relocate-ul și la niciun minut, nu 5 minute cum spuneți dumneavoastră, la niciun minut, refăceam, adică imediat după ce se bea, porneam imediat scanarea. Scanarea durea un minut, da? Deci la fix un minut măsurat, deja era daos pe fiecare vitamină în parte, pe fiecare mineral, chiar dacă pe pliculeț nu scria acea vitamină și nu scria acel mineral. Ca dovadă că complexul care l-au găsit ei, deci au găsit un complex metabolic care să-mi dea mie o nutriție optimă, chiar dacă nu am toate ingredientele. De ce? Și vă spun de ce. Pentru că în biochimie există precursori de nutrienți. Dacă, de exemplu, eu dintr-un nutrient pot să am mai multe, să am câțiva hormoni, câteva proteine. Rezultatul a fost că nu am găsit nici om sănătos, nici bolnav, care să nu asimileze pe fiecare vitamină, pe fiecare mineral, pe fiecare coenzimă, chiar și pe cele care nu sunt trecute pe plic, într-un minut, nu 5 minute, într-un minut. Nu ținea de starea de sănătate, nu ținea de starea de boală. Nutrientul e nutrient, punct. Metoda de a livra nutrientul foarte repede și direct la celulă este indubitabil, când trece liber prin porul din membrana celulară și se duce direct în mitocondrie. Indubitabil, adică se pot face teste de laborator care să demonstreze acest lucru. La nivel de corp am nevoie de nutrienți, pentru că nutrienții se transformă în energie și la nivel de celulă, bateria celulei are nevoie la fel de nutrienți, că din nutrienți se creează acel ATP, acea energie necesară fiecare proces biochimic. De sănătate sau de vindecare. Am pacienți. Sunt pacienți care au spus: domnul doctor, n-am după 2-3 zile, mă trezesc ca la 30 de ani. Nu durere de picior, nu durere de șale, nu durere de cap, nu durere de nimic. Nu mai pun plastru, nu mai iau pastile. Și au venit și au zis: domnule, am înnebunit eu sau haideți să facem.
Ne-am apucat, ne-am testat și am zis, domnul Vasile, nu avem nicio chestie, luați praful în continuare, vă ajung praful, nici mai luat altceva. Asta vreau să zic. Am Deci, înțeles. dacă e de luat ceva, e de luat pe lângă prafuri, nu în locul prafurilor. Doamna doctor Albu Rodica, ce mai faceți, doamna doctor? Cum mai sunteți? Bine, mulțumesc de întrebare. Foarte bine chiar. Foarte bine. Și asta datorită, ca să vină în întâmpinarea dumneavoastră, că mă gândesc că asta vreți să mă întrebați, datorită acestor prafuri minune. Cum le denumește sau cum le-a numit colegul care a vorbit anterior. De ce le spun miracole? Pentru că pentru mine este într-adevăr un miracol faptul că de 2 luni de zile nu mai am probleme cu migrenele, care m-au săcăit ani de zile și pentru care aș fi făcut orice ca să nu le mai... Să nu le mai am. Am înghițit tone de medicamente, pot să spun așa, și rezultatul a fost dezamăgitor. Iar de când iau aceste suplimente, de fapt, că sunt suplimente până la urma urmei, nu neapărat prafuri, în 2 săptămâni nu am mai avut absolut nimic. Sunt martorul lor pentru că în conferința de la Oradea am și ieșit public și am mărturisit asta, că uite, am 2 săptămâni de când iau prafurile și nu mai am niciun fel de dureri. Și sunt senzaționale. Am studiat un pic, în sensul că am fost un pic autodidact și m-am uitat la componența lor. Și am văzut că sunt foarte complete și au cam toate gama de vitamine și minerale care pot să existe în acest moment. Și sunt foarte bine dozate și proprietățile lor și beneficiul este maxim. Motiv pentru care, după ce am testat pe mine, pentru că întâi am fost eu cobaiul, după ce m-am testat pe mine, am început să dau și celor din familie, evident, pentru că ei erau cei mai la îndemână și cei care nu comentează. Și atunci rezultatele mele pot să le spun în acest moment că sunt într-adevăr foarte bune. Și am să spun de ce. Pentru că pacient operat pe cord cu triplu bypass coronarian, comparativ cu colegii care sunt cu pacienții care au fost operați în aceeași perioadă, de aceeași afecțiune, vindecarea a fost spectaculoasă, cu 75% mai repede decât ceilalți. Vindecare, ceea ce înseamnă recuperare postoperatorie, asta înseamnă vindecarea cicatricii, vindecarea nu neapărat afecțiunii, ci a efectelor secundare care s-au redus la minimum. Asta este un caz. Cel de-al doilea caz este o boală autoimună, o boală de piele, un lichen plan. Tot așa am avut curajul să dau rezultate spectaculoase. În câteva zile au început să dispară leziunile, să dispară senzația de mâncărime și tot disconfortul creat de ele, care este puțin estetic. Așa că îmi dă curajul să mă duc mai departe. Pe lângă toate astea, ce am remarcat de curând, pentru că am intrat în posesia preparatului minune, zic eu, celălalt, Omega și coenzima Q10, ăsta le-a făcut cadou. Le-a făcut cadou celor din jur, evident, celor care aveau mai mare nevoie de el și am constatat așa. Vitalitate, reducerea edemelor vasculare, periferice, normalizarea tensiunii. Urmează să fac investigații de laborator ca să le văd și efectiv pe analize de laborator, ca să le pot cuantifica efectul. Rezultatele sunt extraordinare. Aceste suplimente nu suprimă tratamentul clasic pentru boala pe care fiecare o are în spate și patologia. Pentru că suntem în măsură, în funcție de rezultat, să diminuăm sau să modificăm dozele respective, numai după ce suntem foarte siguri că ceea ce facem este în regulă pentru pacient. Pentru că la un moment dat, dacă tu spui asta, ok, ăsta este un supliment pe care minune pe care poți să-l iei fără să mai iei celelalte medicamente, poți să fii acuzat de malpraxis. Și nu asta vrem. Noi, cel puțin ca medic, nu asta dorim. Vrem totul să fie în beneficiu pacientului și pentru pacient și pentru a îmbunătăți calitatea vieții. Asta este în primul și în primul rând. Eu sunt absolut convinsă, cum am zis și mă repet, studiind puțin componența suplimentelor, care acești suplimenți au cea mai complexă, cea mai armonioasă formulă, sunt absolut convinsă că rezultatele vor fi spectaculoase. Fără dar și poate. Mulțumim frumos, doamna doctor. Și eu nu am altfel decât numai prin analize de laborator. Prima săptămână am simțit o energie, stare de bine, somn odihnitor. În a doua săptămână am simțit claritate mentală, memorie îmbunătățită, forță musculară, mi-a dispărut durerea lombară și mi-a rezolvat și niște probleme cu balonare. De 2 luni mă chinuiam și în 2 săptămâni s-a rezolvat. Apoi, în a treia săptămână, mi s-a îmbunătățit vederea foarte mult.
minus 4 cm din talie. În a patra săptămână a început la nivel de piele să se simtă foarte bine, o piele foarte fină, tenul mi s-a curățat, nu mai am nevoie de fond de ten, mi-a dispărut și roșiața care o avem în permanență în jurul nasului și acele vinișoare au dispărut complet. Părul este crește repede, nu mi se mai despică. În a doua lună ce m-a impresionat foarte tare a fost că am avut o parte de niște eliminări, de niște un mucus strâns în plămâni, în sinusuri. 5 zile am eliminat în continuu. Era ca o răceală puternică, doar că nu simțeam nici febră, nici tuse, nici nimic, doar pur și simplu eliminări de mucus. Și după a doua lună n-am mai simțit nicio durere în perioada menstruală și rezistența la stres a crescut uimitor. Merită să știe lumea de această eficiență, care nu o găsești oriunde și de multe ori m-am gândit de ce nu se găsesc totuși pe piață, la raft, aceste produse, pentru că sunt extraordinare. Și tot eu mi-am răspuns singură acum în ultima lună, pentru că nu ai cum să înțelegi efectul deosebit al acestor suplimente doar citind niște ingrediente, care chiar dacă sunt de top, chiar dacă e o super tehnologie în spatele acestor suplimente, nu ai cum să înțelegi decât dacă vine o persoană care l-a experimentat personal și asupra căreia se și văd transformările, pentru că despre asta e vorba, de rezultate vizibile și de necontestat până la urmă, că ce vezi în față, asta este. Credeai așa ceva, că e posibil? Vă zic sincer, în primele 3 săptămâni eram numai wow, wow, în continuu ziceam wow, wow, și chiar vorbeam cu soțul meu că, zic, chiar l-am dat PM, de la ce vine? Premium? Dar nu, eu cred că vine de la prafuri magice. Da, deci eu am încercat multe suplimente la viața mea. De 10 ani mi-am început să-mi schimb stilul de viață, am ținut foarte multe detoxifieri de colon de ficat, am încercat multe suplimente foarte calitative, dar care dura mult timp, trebuia consecvență, trebuia un program foarte stabilit, era mult de lucru cu ele. Și cu PM totul este foarte simplu. E simplu și rapid, foarte rapid. Deci nu mă așteptam să fie atât de rapid totul. Avem tot felul de gânduri și de neputințe, așa să zic. Și mi-am dat seama că nu era că nu aveam timp să fac toate acestea, nu aveam energie. Dar acum nu mai este problema asta. Ce ați simțit înainte și după ce ați consumat? Mai multă energie, un vibe foarte bun, nu-mi permite să fiu depresivă și am puterea să duc totul și mi-a rezolvat și problema digestivă. Mă simt foarte pozitivă, mă bucur că am găsit această tehnologie. Eu, ca medic, tot timpul am lucrat ca să arăt și bine și tânără și mă simt extraordinar, pur și simplu. Am energia care o căutam de mult. Mă simt foarte bine, am reușit să-mi rezolv digestia. Produsele sunt extraordinare și nu trebuie să mă creadă nimeni. Trebuie să probeze. Deci, înainte, mă lupt de câțiva ani de zile cu psoriazis. Și ca să nu o lungesc prea mult, am să vă arăt o poză care era făcută în decembrie. Deci asta erau înainte de a lua. Acum să vă arăt o altă poză după 2 luni de zile. Deci da. Asta e după 2 luni de zile. Extraordinar. Bun, da? Autoimune. Și acum să vă arăt în direct. În direct. Cum arată ale mele. Gata, nu mai există deloc, psoriazis. Mai e un piculeț la bază, dar vor trece. Deci astea sunt rezultatele mele cele mai spectaculoase pe lângă celelalte. Cu energia, cu bună dispoziție. Din 2004 numai mi-am putut permite să mă plimb cu o cămașă cu mânecă scurtă. Deci purtau tot timpul cămașă cu mânecă lungă. Iar acum e altceva. Tehnologia asta, într-adevăr, se pare că este fenomenală, adică
În primul rând, rapiditatea cu care corpul asimilează, cred că asta face diferența față de toate celelalte ce există pe piață. Și din cauza asta lumea este foarte entuziasmată, cei care vor și sunt interesați, că sunt și neinteresați. Eu sunt Toma, Toma necredinciosul, și am constatat că e ok, adică ok, în sensul că, într-adevăr, este foarte, foarte bun. Ceea ce vreau eu să spun este ce se întâmplă cu mama mea, care are 85 de ani, și dacă la început eram chiar pe punctul de a trece la insulină, la un diabet de vreo 4-5 ani de zile constatat și în tratament, acum a ajuns la o glicemie de 157-150 constant și în scădere. Îl urmăresc foarte atent. Deci are o lună de zile de când ia constant și mă bucur că e spre bine. Adică nu am crezut niciodată că o să-i rezolv problema asta cu diabetul, dar o fac încetul cu răbdare și sper că în 2-3 luni de zile și doctorița care e curantă de la diabetologie să aibă răspunsuri la ceea ce i-am și spus de la început, că aș avea un tratament care nu necesită 13 pastile pe zi. Încă mai studiem. Am observat o treabă foarte importantă, poate nu observăm toți. Dar în afară de echilibru fizic, e echilibru psihic pe care ți-l acordă. E un lucru foarte, foarte important. Adică nu mai sunt atât de agresiv, de nervos, de excitat de toate lucrurile din jurul meu. Sunt mult mai focusat, mult mai calm, mai echilibrat. E un lucru pe care, cum să spun, un plus pe care ar trebui să-l transmitem mai departe. Lumea este foarte reticentă. Ușurința de administrare a acestei tehnologii și nutrienții acestea de calitate care ajung direct la celulă, și am căutat de mult această formulă de a veni în ajutorul oamenilor. Ce mă bucură este că sunt foarte multe probleme de sănătate care se rezolvă după primele 2-3 săptămâni. Deci oamenii îmi spun mereu că au mari schimbări în viața lor de zi cu zi. Și de cele mai multe ori, mai ales pe partea de nișă a mea, pe partea de durere articulară și coană vertebrală, simt efectul acelor produse care sunt speciale pentru durere articulare și fasciale, în fine, fășcă de patologii, simt efectiv cum lucrează și îmi spun oamenii că simt furnicături, simt căldură în zonele respective, pe articulații, și n-au simțit niciodată de alte suplimente pe care le-au folosit ei înainte. Dar tehnologia asta face diferența pentru că simți exact cum lucrează. Aportul ăsta de nutrienți direct la celulă de peste 90% face diferența, clar. Ce pot să spun atâta? În profilaxie, da, în prevenție, este foarte important să ai toate cărămizele de bază, toți nutrienții care este nevoie la nivel de organism să funcționăm cum trebuie. De aceea mâncăm de 2-3 ori pe zi, nu? Da. Ca să avem energie. Și bineînțeles că suntem nevoiți să mâncăm de mai multe ori pe zi ca să absorbim aceia 5-6% din hrană. Restul se duce la closet, normal. Eu le folosesc deja de 4 luni. Schimbările sunt radicale. Se vede pe mine și pe familia mea, se vede pe toată lumea din jurul meu. Toți, nu există om care să nu zică, da, domnule, simt că s-a întâmplat ceva în corpul meu pentru că am rezultate. Și exact ce a zis colegul nostru, psihic, sunt nu bune, vorba doamnei doctor Camelia, sunt foarte bune.